Timp de o săptămână, polițiștii serviciului rutier Neamț au desfășurat acțiuni pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate de conducerea sub influența băuturilor alcoolice. În cadrul acțiunii au fost testați peste 800 de conducători auto, polițiștii aplicând un număr de 33 de sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor OUG 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice a unui autoturism condus de o persoană aflată sub influența alcoolului. Toți cei 33 de conducători auto depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice au rămas fără permisul de conducere. Pe parcursul desfășurării acțiunii, polițiștii au constatat 5 infracțiuni la regimul circulației rutiere, fiind întocmite dosare de cercetare penală.